Oamenii legii din Botoșane anchetează împrejurările în care un copil în vârstă de 9 ani a condus un ATV pe străzile orașului și a provocat un accident. Vehiculul pe care îl conducea băiatul a accidentat grav o femeie chiar pe trotuar. Totodată sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă. Polițiștii au sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului, care verifică acum în ce condiții copilul a reușit să ia ATV-ul și să plece cu el de acasă. Femeia rănită a fost preluată de către ambulanță și transportată la urgențe, unde a fost diagnosticată cu politraumatism prin accident rutier.